Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Necenzurat. În această seară am plăcerea de a avea alături de mine în emisiune doi invitați. Este vorba despre domnul Alexandru Tamba, nu cred că mai are nevoie de niciun fel de prezentare, v-ați obișnuit deja cu domnia sa, și primarul Comunei Bucium, domnul Ioan Eugen Lazar. Bună seara, domnilor, bine ați venit în emisiunea Necenzurat la Sălgeanul TV. Bună seara. Ne-am propus să discutăm în această seară despre o serie de evenimente importante din punct de vedere economic, dar și despre oportunitățile de dezvoltare a mediului rural Sălejan, pentru că se vorbește foarte mult de renașterea satului Sălejan. Dar, din păcate, mai mult vorbim la toate nivelele decât să punem în practică anumite idei. E bine, vreau să începem cu un subiect de actualitate. Astăzi am asistat la inaugurarea unei noi linii de producție în cadrul producătorului mondial de țevi, care deține în municipiul Zalău, pe platforma industrială a orașului, o importantă unitate, cel mai mare angajator din județul nostru. Este vorba despre o investiție de 62 de milioane de dolari americani, nu vorbim de euro. Este o investiție care își propune să realizeze aproximativ 35.000 de tone de țevi pe an. Evident, multe din aceste țevi vor merge la export în Orientul Mijlociu. Am înțeles că și în Japonia, în alte state, mă rog, până la urmă nici nu este important, pentru că până la urmă aproape toate merg la export. Vreau să încep cu noastră, domnule Tamba, ca și specialist în economie. Cât de important este ca în plină criză, când vorbim de cele mai multe ori de faliment, de insolvențe, de tot ce mai rău, vine un investitor străin care vine cu 62 de milioane de dolari și construiește o nouă linie de producție. Mă refer important pentru județul nostru. Importanța este foarte mare. Știm că începând din 90 încoace, foarte mult ne zbatem ca să atragem investitorii străini. Iar că avem un investitor străin în Sălaj, adică nu unul, avem mai mulți investitori, dar vorbind acum în această situație de acest investitor producător de țevi din Zalău, este cu atât mai important. Sigur, el nu a venit acum, lucrează, sau mă rog, e prezent în municipiul Zalău, în județul Sălaj, de mai mult timp. Astăzi a avut loc doar o extindere a investițiilor pe care le are în județul Sălaj și în Zalău, punctual. Este foarte important din punct de vedere a faptului că, și numai pentru, și pentru țară, numai pentru Zalău, pentru că ei exportă, asta înseamnă venituri la nivel de țară, înseamnă impozite la nivel de țară, înseamnă creșterea PIB-ului la nivel de țară. Și ca să vă dau așa un exemplu, la nivelul anului 2011, societățile străine în România dețineau 40% din cifra de afaceri ca punere în PIB. Deci investitorii străini dețineau 40% din cifra de afaceri. Aveau o cifră de afaceri în jur de 39 de miliarde de dolari, de euro. Sigur, ca și număr de angajați, dețineau doar 25%, tocmai pentru că aceste societăți, fiind societăți foarte mari, au posibilitatea de cercetare, au posibilitatea de investiții în tehnologie și sigur că, utilizând tehnologiile noi, au creșterea productivității foarte bună, peste 100.000 de euro pe salariat. Ca atare, este o investiție care, pentru noi, pentru sălăjeni, este foarte importantă. Gândiți-vă ce ar fi dacă n-am avea cei doi mari investitori străini din Zalău. Nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Cam cum ar arăta Zalău fără cei doi mari investitori Ar fi străini. probabil un oraș fantomă, cu siguranță. Deci, să nu ne mai gândim pe lângă acest lucru, pe orizontală, câți lucrează cu aceștia. Deși sunt producători a unor produse, fac producție și poate că pe orizontală nu-i chiar așa o colaborare cu la fel de mulți agenți economici mici cum au alte societăți, cum e producătorul de automobile național, nu? Așa este. Care sigur că are sute, poate, de colaboratori pe orizontală sau poate chiar mii. Dar și Furnizorul de așa, servicii de... dar și așa, un agent economic mare, pe lângă el se mișcă foarte multe societăți mici, cu prestări servicii, cu mici piese care nu sunt rentabile pentru ei la nivelul lor mare, macro, la care lucrează. Mentenanță, întreținere. Bineînțeles, dar să ne gândim, de exemplu, și la un retailer. Așa e. La un magazin, la un hipermarket. Zice, domnule, ăla face vânzări. Și cu ce mă ajută pe orizontală? Dar gândiți-vă câți producători mici Trăiesc pe lângă... vând la acel hipermarket, care înseamnă locuri de muncă. Doi oameni într-o societate, cinci oameni de aici, șapte de dincolo, se adună. Deci societățile mari au un rol foarte important în economie. Eu știu foarte multe firme din Zalău și în general din Sălaș care lucrează pentru cele două companii multinaționale.
Dacă acestea, Doamne ferește, prin absurd, ar pleca mâine din județul nostru, ar fi sute de firme, ar fi un lanț întreg care ar da, ar intra în faliment așa rând pe rând. Ar fi o mare problemă. Deci nici nu are rost să discutăm foarte mult despre corect. Importanță. Este foarte important. Ideea realizării, autoritățile susțin că ideea realizării unor astfel de investiții vor duce inevitabil și la înființarea de noi locuri de muncă. Nu vorbim despre ce număr de locuri de muncă, important este că ele sunt înființate. Domnul primar din Buciun spunea, mai în glumă, mai în serios, că înainte de 89 și din Buciun probabil plecau câte autobuze, domnule primar? Deci plecau vreo 5 autobuze cu navetiști la diferite întreprinderi din zona. Mă gândesc că nu se mai întâmplă acum acest lucru. Sigur că nu se întâmplă, din păcate spun asta. Cu toate că încet, încet infrastructura începe să dea roade și la noi în județul Sălaș și în zona noastră spre Buciun. Din punctul de vedere a transportului, iar stăm foarte bine. Pot să spun că avem două firme care au licitat, asigură. Da, care au licitat traseul pe zona respectivă și asigură transportul chiar din oră în oră. N-ar fi o problemă, dar sigur nu prea unde să vină la Zalău. Aici vreau să ajungem. În opinia noastră, domnule primar, dacă aceste companii multinaționale se vor dezvolta și, nu știu, vor crește numărul de locuri de muncă, să sperăm că va fi așa. Credeți că tinerii de la noastră din comună, plecați în străinătate, nu știu, vor fi mai ușor de convins să se întoarcă acasă? Mă gândesc că va fi altceva atunci. Cu siguranță și cei care sunt deocamdată, care n-au plecat și cei care sunt plecați, cu siguranță vor dori să muncească în aceste locuri de muncă care se vor crea. Și sigur, bine, ar fi să se creeze cât mai repede aceste locuri de muncă. Este un semnal bun ce s-a întâmplat astăzi la Silcotub și un semnal care trebuie să continue pe viitor. Evident. Eu zic că aceste investiții au un impact social foarte mare. Să nu uităm că avem inclusiv un laborator tehnologic înființat cu o investiție de aproximativ 400.000 de dolari la un liceu tehnologic din Zalău. Acolo tineri învață, liceenii, practic, pun în practică teoria că noi foarte mult în ultimii ani în învățământ avem doar darul de a le pune pe bancă elevilor multă teorie, cu practica e mai greu. Dar ei se bazează foarte mult pe această parte practică și zic eu că este bine. Bun, vreau să discutăm puțin vis-a-vis de acești investitori și de mediul rural. Am asistat astăzi la discuții între investitori italieni, argentinieni din Mexic, care erau foarte interesați de satul Sălăjan și, în general, de satul românesc. Spuneau mulți dintre ei că și-au petrecut vacanța la munte, România, în sate și-au văzut niște lucruri extraordinare și nu înțelegeau de ce nu merge atât de bine turismul. Nu știu, cum vedeți sau care ar fi, în opinia noastră, soluțiile și întrebarea este valabilă atât pentru noastră cât și pentru domnul primar, pentru a dezvolta cu adevărat un turism sătesc așa cum este, așa cum ar fi normal. Deci pentru a dezvolta un turism și nu mai sătesc, în general pentru a dezvolta orice tip de turism, în primul rând trebuie să ai o strategie. Și trebuie să ai o strategie pe termen lung. O strategie nu pe un an sau doi, ci o strategie 10, 15, 20 de ani, în care în principal trebuie să te gândești la infrastructură. Degeaba ai locuri foarte frumoase în țară dacă nu ai infrastructură. Și aici mă gândesc la drumuri în special. Ca să ajungi într-un loc, îți trebuie o arteră de circulație, ori nu poți să ajungi acolo. Ca atare, ar trebui ca la nivel de guvern să gândească o strategie pe termen lung, cu dezvoltarea infrastructurii, cu stimularea celor care doresc ca să investească în turism, astfel încât turismul să devină o adevărată sursă pentru bugetul statului. Pentru că așa cum vedem acum, pentru unitățile mari de producție, tehnologia duce la reducerea locurilor de muncă, utilizarea unor tehnologii performante, roboți și așa mai departe, aici astfel mare problemă. Va fi din ce în ce mai greu de găsit un loc de muncă. Și atunci eu cred că oamenii se vor îndrepta sau vor trebui să se îndrepte spre servicii. Iar turismul este unul dintre aceste servicii care pot fi oferite și care poate să fie o sursă importantă de venituri. Deocamdată, fac o glumă aici, da. O paranteză, deocamdată un robot nu poate înveni niște sarmale foarte bune. Exact, deocamdată. De asta spun că în servicii sau pentru construcții, de exemplu, nu pot să pun un robot să facă o anumită construcție de nu știu ce. Sigur, pot și acolo să utilizează tehnologii și nu mai este, cum să spun, cum era acum 15-20 de ani. Dar oricum, se folosește mult mai mult forța de muncă.
În societățile economice unde sunt standardizate operațiile, acolo se pretează foarte mult roboții și aceste tehnologii. Ori în servicii nu sunt foarte standardizate, nu se repetă aceleași operațiuni ca să folosești un robot. Și asta va fi o problemă pe viitor, locurile de muncă. Uitați-vă ce se întâmplă peste tot. Uitați-vă la șomajul care este în Uniunea Europeană. Uitați-vă la șomajul în rândul tinerilor în special. Am văzut niște reportaje pe televiziuni cunoscute la nivel european în care tinerii au ajuns să se confrunte cu mari probleme în țări dezvoltate. Și am înțeles că vin tineri, domnule primar, inclusiv din statele sălăjene, se întorc acasă tocmai pentru că... În Spania, unde șomajul este aproximativ 25%, în rândul tinerilor este peste 50% șomaj. E grav. Este foarte grav. Că cei tineri trebuie să muncească. Cei tineri vor trebui să fie cei care plătesc pensiile nouă, care suntem acum la peste 50 de ani, nu? Sigur, din punct de vedere administrației Comunei Bucim, este un obiectiv important turismul și păstrarea tradițiilor. Aveți niște locuri acolo, domnule primar? Da. Trebuie să recunosc că am văzut, fac o paranteză, un loc foarte frumos, o cascadă de care am auzit are multe lucruri. Poate că după ce va ninge vom ajunge cumva acolo. E mai interesant de ajuns acolo, da. După ce va ninge. Deci, din punctul ăsta de vedere, la noi în comună stăm destul de bine, chiar spre foarte bine. Avem obiective turistice, dar va trebui să încercăm, așa cum spunea domnul director, să pe un termen mai lung, să vedem această oportunitate de a dezvolta acest turism. Fiindcă le avem, dar la multe dintre ele nu avem acces, nu putem să ajungem la ele din cauza drumului impracticabil. Multe dintre ele sunt într-o stare de degradare. Sigur, trebuie intervenit repede cu niște proiecte și sigur, dacă la nivel guvernamental s-ar gândi o strategie în acest sens, să nu ne pune pe noi pe drumuri, fiindcă e foarte greu la un primar să începi acum să faci tot felul de proiecte, să le și susții, să le duci până la final, să ai și rezultatele. Ori dacă s-ar gândi o strategie la nivel înalt, ar fi mult mai simplu și mai ușor de realizat aceste există lucruri. Există însă și dezamăgiri și înțeleg pe primari. Să vă spun și de ce. La ultima emisiune Necenzurat, primarul comunei Pericei, domnul Bonții Dălceaba, spunea că ultima cerere de finanțare, mă rog, cu dosare, cu proiecte, cu toate avizele și așa, în vreo 3-4 exemplare, cântărite aproape 35 de kilograme. Mă întreb cât Dumnezeu a costat toate acele hârtii, documente, pe care le-a trimis oricum pe internet, dar trebuiau trimise la Satu Mare, la Cluj, la București, la Brașov, ca să le vadă nu știu câte comisii. Deci o grămadă de hârțogărie care trebuie întocmită, care trebuie susținută și la Satu Mare. Se mai întâmplă să dai și peste un consultant și care nu-și face treaba așa cum ar trebui și sigur, noi stăm și dăm din numeri și plătim penalități la aceste proiecte și tot felul de lucruri care nu sunt în regulă. Da, mă rog, asta e sistemul, trebuie să ne zbatem, să ne luptăm cu el, nu avem ce face. Evident. Sunt curios să aflu părerea noastră și cred că v-am mai întrebat de nenumărat ori și am să continuu să vă întreb. Totuși, nu putem lucrați cu cifre zilnic, chiar nu putem simplifica aceste proceduri? Să nu înțeleg, există undeva o rotiță care nu funcționează. De ce noi întotdeauna românii, că ne stăm fire oarecum, trebuie să simplificăm lucrurile față de cât ele sunt simplificate deja când vin? Păi noi suntem specialiști în birocrație. Cred că suntem cei mai mari specialiști în birocrație, pentru că, așa cum spunea domnul primar, unde birocrație e foarte mare vis-a-vis de fondurile europene, dar nu numai față de acestea. Pe lângă birocrația care ți-o impune Uniunea Europeană, venim și mai adăugăm noi ceva. Știți că există o vorbă, că este bine să fie acoperit de hârtii. Și atunci noi încercăm, tocmai pentru că ne este teamă ce se va întâmpla după aceea și ne acoperim de tot felul de hârtii. Pentru că noi de câte ori venim, uitați chiar și la guvernările care le avem, uitați-vă la legea învățământului. Cum se schimbă guvernul sau, mă rog, se schimbă partidul care se află la guvernare, se schimbă legea învățământului. Eu stau și mă întreb, chiar nimic n-au făcut bun ceilalți dinainte? Chiar nimic? Poate că am o altă viziune. Pot să am o altă viziune. Vorbiți aici de continuitate, de importanța asigurării continuității. Trebuie să iau ce este bun. Trebuie să iau ce este bun și să-mi însușesc ce este bun, 10%, 20%, 30% și să vin să adaug după aceea și viziunea mea. Mă rog, acea părticică bună. Care... Exact, părticică bună să o păstrez și după aceea pun și viziunea mea care poate arată altfel față de cele anterioare mie. Inclusiv unele lucruri din vremea comunismului
Sunt și lucruri bune, să știți. Cu siguranță. Noi foarte mult, de exemplu, am renunțat la planificare. Păi planificarea, să știți, că nu este o caracteristică a socialismului sau comunismului. O să ne înjure unii în această seară, domnule Tamba. Acum facem rating dacă ne înjură. Evident. Nu? Deci, planificarea se practică peste tot în lume. Noi renunțăm că este un termen comunist. Păi dacă renunțăm la toate expresiile din vremea comunismului, ar trebui să ne înțelegem prin semne acum, probabil. Nu mai putem să vorbim că toate sunt expresii comunism. Nu e chiar așa. Deci planificarea există. Ce înseamnă planificare? Că îi spunem noi acum, strategie, programare, e același lucru. Acele planuri pe 5 ani, este strategia pe 5 ani. Evident. Deci nu este totul de aruncat. În momentul în care au venit comuniștii la putere, au distrus căile ferate pe care erau burghezi moșierești. Căile ferate. Da, era o problemă dacă erai moșier. Dacă aveai nu știu câte familii de albine, 5. Calea aceea ferată nu era, aia n-are nicio treabă cu partidul. Da? Am venit noi în 90 și am zis, domnule, distrugem CAP-urile, distrugem și clădirea, de parcă cărămizile și țigla și acoperișul ar fi comuniste ele. Păi ele nu sunt comuniste, trebuia să le lăsăm acolo și să facem o asociere. Nu să le distrugem și acum să ne gândim cum să le construim înapoi. Mai avem bani să le construim înapoi. Eu acum nu pletez pentru ceea ce a fost înainte de 90. Vreau să spun doar că chiar și anumite lucruri din comunism trebuiau păstrate. Părțile bune. Cu atât mai mult acum, când se succed la guvernare partidele cu diferite viziuni. Este normal. Această rotație este normală. Se întâmplă peste tot în lume. Nu e nicio tragedie. Dar păstrează totuși ceva continuă, astfel încât la final să ai un întreg. Astfel, dacă distrugem de fiecare dată ce au făcut celălalt înainte, de fiecare dată vom începe de la început și vom începe și nu vom termina niciodată. Apropo, vreau să spun ceva, domnule primar. Vreau să continui un pic, sigur, forma de asociere pe timpul comunismului, spunea CAP-ul. Tot o formă de asociere. Așa este, da. Sigur, dar de rezultat. Nu, aia era forțată. Acum forțată. Trebuie să fie acum, sigur, liberă. Acum, face mai lejer și sigur. Mult mai bună decât forma aia care era atunci, dar o formă de asociere întotdeauna a dat rezultate mult mai bune decât individual. Se vede și acum în agricultură la noi, se vede în agricultură la alte țări, ce rezultate dau aceste forme. Vreau să ne oprim asupra unui studiu de caz pe agricultură, că asta ne roade până cel mai mult. Am aflat, nu cu foarte mult timp în urmă, că de foarte multe ori ne raportăm la prințul Charles, care e din ce în ce mai interesat de România. Că prințul Charles al Marii Britanii l-a contactat pe un sălăjan cerându-i date despre situația bivolilor din sălaj. Evident, Bucium, comuna noastră, a fost una dintre comunele și cred că este și acum. Este și acum la toate concursurile județene și naționale, bivolul din sălaj și mai precis din Bucium a câștigat aproape toate concursurile. Aici vreau să ajung, am aflat că niște exemplare de animale din comuna noastră au ajuns lângă Londra cu mai mulți ani în urmă prin intermediul unei englezoaice care a venit și a cumpărat animale din sălaj și acum cu acele animale s-a dezvoltat o fermă de mare capacitate de lângă Londra care asigură niște produse și pentru măriile lor de acolo din Marea Britanie. Foarte bine! Bun, de ce nu funcționează la noi? Alții, mari și tari, au grijă de așa ceva. Noi le dăm cu piciorul. Nu știu, cum vedeți? Domnule primar, credeți că se mai poate face ceva din acest punct de vedere? Sau e cam târziu? S-ar putea să se facă, dar din păcate bivolul a ajuns un animal de care toată lumea se cam ferește în ultima vreme. Toată lumea vrea profit peste noapte. Toată lumea vrea profit din punctul ăsta de vedere. Cred că acolo e marea problemă. Fiindcă, sigur, laptele de bivol are o calitate și o caracteristică aparte, dar este în cantități mai mici decât laptele de... Și atunci deja apare... Profit. Apare diferența asta. Sigur, toată lumea după Revoluție caută câștigul rapid și de aici s-a pornit această scădere a efectivului de bivol la nivelul județului și a comunei Bucium, bineînțeles. Poate că, nu știu, vor veni niște tineri plecați din comuna noastră, vor veni după ce au lucrat în ferme și poate se vor avoca să investească la nivel local. Aș bucura, sincer. Ar fi bine. O treabă bună. Cum vedeți noastră problema asta? Sigur că crearea de noi ferme implică niște costuri. Și probabil asta se gândea și domnul primar, că este greu acum, pentru că implică niște costuri. Ca să faci o fermă de bivol sau de orice altceva, implică niște costuri enorme. Știți câte avize, autorizații, controle, verificări? Plus costurile financiare, pentru că chiar dacă obții un proiect înseamnă mulți ani de dezbateri,
Plus, nu știu dacă este nerambursabil 100%, că dacă nu este nerambursabil 100%, atunci trebuie să ai și tu 20-30% contribuția proprie. Ceea aici ce înseamnă la bănci, la credite. Care înseamnă iar alte hârtii, alte birocrație și dacă ai într-adevăr posibilitatea ca să rambursezi după aceea, că nu știi ce se va întâmpla, funcționează, nu funcționează, este o loterie, încerci să faci ceva. Legat punctual de bivol, vreau să spun că eu, de când era copil la țară, aveam bivoli. Și, în general, dincolo de mese, că și eu sunt dincolo de mese, și bivoli, dincolo de mese și scuvațele astea albe. Da. Dincolo de mese. Și dacă eu sunt din Stâna, domnul primar e din Bucium. Deci, dincolo de mese suntem așa. Acolo încă mai există bivoli. Da. Pe partea asta, la altă, dacă uitați, dincolo de mese, da, și mai puțin bivoli. Laptele de bivol, vreau să spun, ca și grăsime standard, este dublu față de laptele de vac. La laptele de vac e 3,5% grăsimea, la laptele de bivol este 7%. Bun, dar prețul pe care primesc crescătorul... Exact așa se și plătea, dublu. Se plătea dublu, cel puțin înainte de 90. Acum nu, după aceea am cam pierdut legătura. Fiecare litru de lapte este plătit la fel, cu un preț derizoriu, după care prețul se triplează în magazin. La acele lăptării comuniste care erau atunci, așa se calculea. Deci erau alt preț. Și era normal, prețuri diferite și așa se plătea. Era un preț dublu. Nu știu câți au gustat laptele de bivol. Eu acum două zile am adus de la mine de acasă, de la țară. Am primit un litru și jumătate de la un vecin de acolo și două zile am mâncat numai lapte, n-am mai mâncat nimic altceva. Deci are niște calități deosebite și un gust deosebit. Nu întâmplător străinii încep ca să descopere acest animal și calitățile nutritive a laptelui de bivol. Îl descoperă doar când dispare din România. Ei îl redescoperă sau nu știu, îl descoperă. Da. Sper să nu fie prea târziu pentru noi. Probabil că agricultura din Sălaj, nu știu, oficialii spun că merge spre bine. A fost recent în Sălaj Dacian Ciolo, sălăjanul nostru, comisar european pentru agricultură, care era destul de optimist în privința relansării agriculturii, mai ales că vorbim de acel program cu achiziționarea de tancuri de răcire a laptelui la primării. Ideea este foarte bună. Așa cum spunea și noastră, și lui era frică de birocrația pe care o poate întâlni inclusiv la nivel de minister al agriculturii. El care lucrează, care este comisar european, comisarul european pe agricultură și da, lucrează avea acolo. O reticență din acest punct deci de vedere. Și este în temă și știe mai bine decât noi despre. Vreau să vă spun că facem parte Comuna Bucium și pe lângă și alte comune, nu le dau numele acum, că nici nu e important, nu e important. Facem parte din grupul de acțiune locală în Apoca Porolisum. Deci dintr-un gal, cu alte cuvinte, pe acest gal, acum până, mi se pare, săptămâna viitoare, există o sesiune de depunere de proiecte pe măsura 112, instalarea tinerilor fermieri. Am avut nenumărate întâlniri la nivelul comunei cu fermierii. Sigur, mulți dintre ei au reproșat această birocrație și au evitat să acceseze aceste programe. Câțiva dintre ei au încercat și sper să, la final, să se bucure de acești bani care vin, sigur, într-o sumă oarecare, destul de consistent așa de la Uniunea Europeană. Timpul trece foarte repede, mai ales când suntem trei la masa discuțiilor. Vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim, pentru că mai avem încă teme de dezbătut în această seară. Doamnelor și domnilor, publicitate. DC Silvana S.A., cel mai mare producător de tricotaje din România, continuă să vă surprindă cu cele mai moderne și îndrăznețe colecții. Tricotajele sunt vedetele sezonului rece. Tocmai de aceea, SK Design a creat pentru dumneavoastră o nouă colecție toamnă-iarnă. De la clasicul cardigan până la rochițe, fustițe, jachete, bluzițe, pulovere, bolerouri și panciuri, fie că ai o întâlnire business sau o ieșire cu prietenii, SK Design este alegerea potrivită pentru tine. Magazinul de prezentare pe care SC Silvana S.A. l-a deschis în Cehul Silvaniei, pe strada Plopilor numărul 2, vă așteaptă. Ne găsiți de luni până vineri de la 9 la 17 și sâmbăta de la 9 la 15 sau pe site-ul www.skd.ro. Alege să fii chic cu tricotajele SK Design.
Spital Rope Industrie SRL produce și comercializează frânghii, sfori, parâme și plase. Bună ziua, sunt Luciano Vitale, top manager al Corderia Vitale SNC cu sediul în Italia, firmă producătoare de sfori. Din 2011 am deschis o altă unitate productivă în România, cu sediul în Zalău, Vital Rope Industrie SRL, pentru a satisface exigențele tuturor clienților noștri. Sperăm că vom satisface și exigențele dumneavoastră. Produsele pot fi folosite în domeniul nautic, industrial, în construcții, pentru camping sau pentru casă și grădină. Vital Rope Industrie SRL, specialistul în sfori, frânghii, parâme și plase. Calitate superioară la prețuri. Ne găsiți în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 62, în curte la fosta ICRA. Telefon 0260-620-100 sau la e-mail vitalraup@clicknet.ro. Vital Rope Industrie SRL caută distribuitori. Fiecare dintre noi își dorește să fie special. La Cardigan Shop găsiți o gamă variată de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru femei, bărbați, copii și diverse accesorii care să vă definească personalitatea. Indiferent de stil, aici veți găsi ceva pe placul dumneavoastră. Cardigan Shop este unic distribuitor al mai multor branduri românești. Pentru a fi mai aproape de dumneavoastră și din dorința de a răspunde tuturor exigențelor dumneavoastră, am deschis în Zalău 4 magazine, unde veți găsi mii de articole pe sute de metri pătrați. Mai mult, săptămânal aducem pentru dumneavoastră modele noi. Fiți atrăgători și în pas cu moda doar cu Cardigan Shop. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, depozit la parter, în Dumbrava Nord, vis-a-vis de Biserica Reformată, pe strada Tudor Vladimirescu, în apropiere de autogară, spre poliție și la magazinul Silver Shoes din bloc Scala. Cardigan Shop, magazinul familiei tale. Te-ai hotărât unde vei spune marele da? Salonul Elisee te așteaptă cu echipă de profesioniști pentru o nuntă de poveste într-un local elegant, rafinat și stilat. Povestea ta poate continua cu o vacanță de neuitat. Cum? Intră pe site-ul www.elisee-zalău.ro, înscrie-te la concursul Nunta Anului organizat de Salonul Elisee și poți câștiga o vacanță de vis. Salonul Elisee este locația ideală pentru a te bucura alături de familie și prieteni la evenimentele importante din viața ta. Pentru informații te așteptăm în Zalău, strada Victor Ioan Sima, numărul 11, sau la telefon 0745 592 965. Salonul Elisee, o poveste de nuntă. Am revenit, doamnelor și domnilor, vă reamintesc, suntem la o nouă ediție a emisiunii Necenzurate. Invitații din această seară sunt domnul Ioan Eugen Lazăr, primarul Comunei Buciun, și domnul Alexandru Tamba. Domnilor, vreau să discutăm minutele care urmează despre o regulă care se pare că va fi pusă în aplicare începând cu luna ianuarie anului viitor. Pentru prima oară se pare că străinii vor putea cumpăra terenuri agricole în România, nu ca așa cum că le închiriază sau le au sub altă formă, prin alte firme, prin persoane fizice. Sunt curios să aflu părerea dumneavoastră vis-a-vis de această regulă. Este bine sau nu este bine pentru noi? Acum, este o întrebare care nu știu dacă vom putea răspunde acum. Poate să fie bine, așa... E cu bătaie pe termen lung, da. Este pe termen lung, dar poate să fie și o sperietoare, așa că vin străinii și cumpără terenul român. Bine, sunt niște reguli foarte bine, deci, stabilite. Oricum, societățile comerciale au putut să cumpere și până acum. Deci puteai să fii... Trebuia să fie societate comercială românească, dar puteai să fii cu acționar străin. Nici o problemă. Puteau să fie oricine din orice colț al lumii, își înființau societate în România și ca atare putea să cumpere teren. Din câte am înțeles eu, străinii în România, societățile comerciale, dețin aproximativ vreo 700.000 de hectare de teren. Dar acele, din fericire, și este logic să fie așa, sunt și lucrate. Acesta este un lucru bun.
E o diferență. Este un lucru bun, pentru că noi avem foarte mult teren care, dacă trecem prin țară, pe oriunde în țara asta, vedem foarte mult teren lăsat de izbeliște. Pe de o parte. Pe de altă parte, nu știu câte persoane străine, persoane fizice străine, se vor înghesui să cumpere, pentru că a fi persoană fizică străină, nu știu de ce ai cumpărat teren în România, doar așa ca să cumperi teren, vorbesc de teren agricol, că despre asta este vorba, să cumperi teren pentru ce? Ca persoană fizică, dacă nu lucrezi, să-l cumperi așa. Dacă vrei să-l lucrezi, trebuie să ai suprafață mai mare și atunci te constituiți într-o societate comercială. Ceea ce puteai să faci până acum. Și poți încheia suprafețe mai mari, discuți. Ceea ce puteai să faci până acum. Acum, ca și persoană fizică, vin și cumpăr un hectar, cumpăr două, cumpăr cinci. Pentru ce să cumpăr acest teren? Stau și mă întreb, pentru ce? Pe de altă parte, din câte am văzut, există un proiect de lege prin care vor să-l promoveze guvernul, prin care să îngrădească oarecum cumpărarea de terenuri de către persoanele străine prin punerea unor anumite condiții de preemțiune pentru vecini, tineri până în 40 de ani. Sigur, de asta spun că nu știu ce se va întâmpla. Eu nu cred că foarte multe persoane fizice se vor înghesui. Eventual persoane juridice, dar ele puteau și până acum. Pe de altă parte, dacă uităm la țările din jurul nostru, nu prea își vând teren. Și stăm și ne uităm și vedem că noi spunem că nu lasă Uniunea Europeană și trebuie neapărat să-l vindem de la 1 ianuarie 2014, să liberalizăm piața terenurilor. Și Ungaria, cred că face parte din UE, nu? Face parte. Bun. E cum se poate că acum au dat o lege prin care nu mai vând decât la cetățenii unguri. Da, interesantă povestea asta. Este foarte interesant. Și fac parte din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, vin mari fermieri consacrați și care spun, dom'le, apropo de ce spuneați noastră, că nu trebuie să ne vindem terenurile. Aici poate și o doză de naționalism nu e de acuzat. Că până la urmă, evident, nu ne vindem țara. Dar nu știu ce problemă ar putea fi în chestiunea asta. Oricum ne-am vândut deja fabrici. Le-am vândut pe nimic. Au ajuns la fier vechi, le-am dat, să fie dată numai. Nu știu, parcă ne-am dorit să ne cumpere Germania cumva. Da, cu totul. Cu totul, cu noi. Interesantă idee, să știți. Cu noi cu tot. Cu noi cu tot să ne cumpere. Să cumpere, nu? Și să trăim de mâine ca și în Germania. Întrebare, nu? Nici eu nu cred că se vor înghesui străinii să cumpere teren în România. Bine, ar fi cei care sunt de bună credință și doresc într-adevăr să investească, noi avem ce să le oferim. Vă spuneam și cu alte ocazii, în comuna Buciu mai avem în jur de 400 ceva de hectare de pomicultură. Zona Buciu fiind o zonă deluroasă, sigur că nu, cultura mare e mai puțin care se cultivă acolo. Dar, din punctul ăsta de vedere, ar fi un potențial foarte mare. Pomicultură care stă în paragină de ani buni de zile, sigur, proprietarii, persoane fizice, nu au potențialul de a... Sunt oameni bătrâni. Sigur, pomicultura asta ar trebui scoasă toată afară și replantat, fiindcă de 89 au trecut mulți ani și trebuie nefiind îngrijită, ar trebui schimbat. Dacă ar veni un investitor care să gândească în perspectivă, să gândească și să construiască o fabrică de compoturi sau mai știu eu ce, dulcețuri și așa mai departe, ar fi un lucru benefic, ar crea locuri de muncă și așa mai departe. Chiar dacă ar fi străin. Și poate ne-ar schimba puțin și mentalitatea dacă s-ar cumpăra aceste terenuri, mai știu eu. Vedeți că noi avem și o problemă de mentalitate. Da. Gravă încă. Gravă. Deci în 24 de ani cât au trecut de la Revoluție încoace, mentalitatea noastră, eu mă așteptam să fie, cum să spun, nu mă așteptam să schimbe din prima zi. Era imposibil să schimbe din prima zi. Dar totuși, așteptam să fie mult mai schimbată după 24 de ani față de cum este acum. Dar nu, din păcate, direcția în care mergem, să știți că este una, nu știu, care este foarte strânsă, cu foarte multe curbe, dar mă rog. De-aia evită și cei care sunt plecați, din păcate, să se întoarcă, mulți dintre ei. Da, pentru că nu știu ce vor găsi acasă. Exact. Sau le e frică de ce vor găsi acasă. Găsesc birocrație, hărțogărie și... Multe altele. La evenimentul important economic la care am participat astăzi, am auzit persoane străine, nu știu de ce naționalitate erau, nici nu e important, care vorbeau despre pălincă. Asta mi-a dat de gândit. Nu știu, era mexican, argentinian, repede, nu e important. Evident, poate că el deja muncește în sălaj de câteva luni sau de câțiva ani. Am auzit cuvântul pălincă. Bun, dar nu găsim... Poate primul cuvânt care îl învață când, când ajunge sală sau... Pălincă. Bun, dar nu găsim... O fi gustat din pălinca de sălaj și... Bun, a rămas în memorie. Întreb,
cum e până la urmă cu fiscalizarea asta de care eu m-am săturat, că nu s-a ajuns la niciun rezultat. Nu s-a ajuns. În continuare, pălinca e la negru. Pe de altă parte, dacă e fiscalizat, ajunge un litru la aproape 50 de lei. Ați făcut dumneavoastră un calcul la un moment dat foarte pertinent. Bun, întrebarea mea este, cine cumpără un litru de pălincă la aproape 50 de lei? Eu nu aș cumpăra. Păi, dar nu mai cumpărăm cu litru. Asta este problema, că noi suntem obișnuiți să cumpărăm cu litru, cu damigiana. Păi nu mai cumpărăm cu litru și cu damigiana. Mergem și noi la restaurant, așa cum să mergem în țările pălincă civilizate. Cu gheață, ne luăm soția, o ducem la restaurant, servim 50 de grame și atunci poate să fie și 100 de lei, respectiv 1 milion vechi. Da? Eu am pățit așa cu 50 de lei, nu e nicio problemă. Pălincă, da. Pălincă, asta, pălincă, dar nu era pălincă acolo, de zalău, nu era pălincă de sălaj. Era o pălincă din altă zonă, nu era pălinca noastră tradițională, care era vândută 100 de grame cu 100 de lei. Auzi, și e interesant. Da, așa este. Aici trebuie să ajungă. Deci, dacă absolut toată producția de pălincă, în general, așa, în general, este fiscalizată, se face antrepozite fiscale, se pune accizele care trebuie să se pună, care sunt prevăzute de 500 de euro sau de 1000 de euro peste anumită cantitate, atunci, bineînțeles că va trebui ca să se vândă la societățile, știu, la restaurante cu 50 de lei sau 40 de lei sau 60 de lei, iar restaurantele mai departe vor vinde numai ei cu 100 de lei, respectiv 1 milion vechi. Și atunci, sigur, cum am spus, nu o să mai avem cu litru, cu damigiana. Când o să vină în vizită cineva la noi, noi suntem obișnuiți. Punem litru, punem mâncarea, punem tot acolo. Tot. Nu este așa. Când îți vin oaspeți, te duci la restaurant cu ei, cu soția, cu așa, stai, servești, mănânci. 50 de grame e suficient. Este mult prea mult, probabil. Și cam asta e. Așa este. Unde în lume te duci și a pus sticla de un litru pe masă? Acum spune flaconul de 2 litri jumate. Sau arde, nu? Domnule, da. Domnule primar, apropo de asta, s-a făcut în acesta în prune, s-a făcut multă pălincă la noastră, că oricum n-au cei de la Garda Financiară. Poți să ne audă că... Le dăm și lor un litru și... Corect. S-a făcut, a fost o producție foarte bună anul ăsta de prune și de țuică, deci și țuica dă un randament foarte ridicat anul ăsta. Și de o calitate bună. Că chiar dacă cumpără străinii pământul, dar prunii... E mai greu. Am văzut și undeva în zona Lompirtului cazuri în care terenul a fost retrocedat fostului proprietar, dar pomii au rămas. Pomii sunt acelui, nu știu, a cumpărat cineva și terenul era cuiva, prunii erau cuiva. Unul vrea să vină să-l rămân. A fost o situație și cred că nu știu dacă se rezolvă, știam că e un proces de vreo 10 ani în Șimneul Silvanii, acolo la judecătorie. Oricum o situație hilară. Dar ce am observat că aceste pălincii, pălincării sau nici nu mai știu că acum diferă în funcție de zonă, au devenit atractive inclusiv pentru turiștii străini care vor să vină să vadă așa ceva. Chiar am constatat acest lucru și eu zic că ar fi o foarte bună oportunitate de a face oarecare turism la acest capitol. În Comuna Buciun, spre exemplu, a fost restaurată oarecum o casă veche din 1927, dacă nu mă știu. Este vorba de tradiție și din punctul de vedere a pălincărilor sau pălincilor, cum spuneți dumneavoastră. Tradiția trebuie să se păstreze din punctul meu de vedere. Nu putem să renunțăm la tradiții, că atunci renunțăm la noi înșine. La identitate, am dispărut, am plecat. Credeți că acea casă va atrage, nu știu, turiști în opinia noastră? Ați văzut-o? Ați fost acolo la inaugurare? Am fost acolo la inaugurare, am participat și la restaurarea ei în mod tradițional, așa cum s-a făcut, cum a ajutat și dumneavoastră. Sunt convins că încet, încet, cu timpul o să vină și turiști. Chiar se poate accesa pe site. Dar se poate intra, chiar spunea și... Se poate și... intra pe site, se poate vedea această casă, traseul turistic e foarte bine stabilit și conturat pe hartă. Știi ce e curios? Că sunt unii străini care vor să plătească pentru a dormi în paturi cu paie, pentru a mânca din farfurii. Să trăiască în mod tradițional, practic. Cum e, nu știu, nouă ni se pare o chestiune tare ciudată treaba asta. Nu, este o nostalgie, este o nostalgie. Ei văd probabil mai filme, documentare sau știu unde văd asemenea lucruri și sunt curioși să vadă cum este. Uitați-vă la prințul Charles, nu? Care și-a cumpărat câteva case. Cel mai bun exemplu. România. Și care face cea mai bună publicitate României, peste tot. Este încântat și chiar ne sfătuiește ca să încercăm să păstrăm aceste locuri nealterate. Sigur că cel care trăiește în zonele respective, zice, domnule, care le vede zi de zi, s-a obișnuit și nu mai apreciază la adevărata valoare aceste lucruri. De multe ori,
Apreciem lucrurile după ce le pierdem. Asta e grav. Așa se întâmplă. De cele mai multe ori, abia după ce pierdem ceva sau pe cineva, atunci ne dăm seama de valoarea acelora. Că sunt lucruri, că sunt ființe. Evident. Este goana asta după construcții noi, după, și din păcate, așa cum spunea domnul director, de multe ori avem tendința să stricăm, fără să ne dăm seama ce facem, să facem altceva. Și la urmă... pompos și la urmă, sigur, tragem linie și e zero. Vă supun dezbaterii înainte de a vorbi puțin pe final de emisiune și despre sport, că sunt curios să aflu câteva puncte de vedere la acest capitol. Și de la 1 ianuarie sunt multe modificări prin codul fiscal. Apropo, dați-ne câteva exemple. Accizele. Dacă v-ați ridicat păi mingea la... accizele, se modifică modul de calcul a accizelor, se mai adaugă 7 eurocenți. Ce înseamnă asta? Ca să înțeleagă toată lumea. Asta înseamnă că la pompă va crește prețul, dar în prețul produselor n-ar trebui să crească la fel de mult, pentru că un produs nu este făcut doar din benzină sau motorină. Bun, dar scumpirea asta carburanților se va regăsi și în prețul alimentelor? Se va regăsi, dar nu în același procent, pentru că are o anumită contribuție la formarea prețului. Nu este 100% numai benzina sau combustibilul, evident, respectiv motorina sau știu eu. Deși, părerea mea, la ce profituri obțin companiile petroliere, ar putea nici să nu mărească nici la pompă. Fiindcă dacă o mare companie din România, după 9 luni, deja a făcut un profit de peste 800 de milioane de euro. Cred că și dacă ar fi Se apropie de miliard, la sfârșitul anului probabil avea un miliard profit de euro. Profit. Profit, nu cifră de afaceri. Este enorm. Profit, păi este enorm. Chiar și cu care a rămas în... Catare, poate că ar putea să absorbă acea creștere a accizelor de 7 eurocenți. După aceea sunt impozite pe clădirile speciale. Ce înseamnă clădiri speciale? Clădiri speciale poate înseamnă niște clădiri care nu sunt imobile, adică platforme betonate, silozuri, rețele electrice și așa mai departe. Sunt prinse, există o hotărâre de guvern în 2139-2004 în care și sunt cuprinse la grupa întâia. Așa, deci sunt la micro-întreprinderi sunt modificări, deci toate astea ne așteaptă de la întâi. Bună, domnule, poate așa veți atrage mai mulți bani la bugetul local, cine știe. Doar că pieții oameni sunt... Nu putem să mai împovărăm și așa, oamenii sunt destul de săraci, la sate. Adevărat, sunt oameni în vârstă. Nu cred că mai suportă încă o majorare, deci părerea mea este o... lucru. Bine, dar nu la persoane fizice, la clădiri, la construcții speciale, nu este la numai la persoane juridice. General, la modul general. Dar și persoanele juridice, nu e chiar așa de simplu niște impozite. În perioada asta în care nu este totul roz, așa cum ar fi normal să fie, să meargă lucrurile, inclusiv în domeniul afacerilor. În minutele care urmează vreau să vorbim despre aceste produse tradiționale care se pare că, iată, vor fi tranșate, întoarse pe toate părțile. Începând de anul viitor se va face curățenie între ele. Se pare că din cele peste 4.000 câte sunt la nivel național și aproape 200 în sălași vor rămâne jumătate. Și am înțeles că există semnale potrivit cărora tot mai mulți producători care au înregistrat aceste produse, nu știu, din Bucium, din Treznea, din nu știu de pe unde, încearcă acum să-și retragă aceste produse de teamă să nu fie amendat, să nu pățească ceva, pentru că aceste produse nu respectă o idee simplă. Rețeta originală, făceați o glumă, produse tradiționale cu euri. Domnule primar, cum vedeți noastră intenția asta de a face curat pe piața produselor sigur tradiționale? Sigur, sunt agenți care produc tot felul de produse, așa zise, tradiționale, dar care nu sunt nici pe departe tradiționale. Ce ține de Comuna Bucium, pot să vă spun că acolo, într-adevăr, se fac produse tradiționale. Deci, cașul de oaie e mult acolo la stână în mese, în mijlocul naturii, da? Este strâns așa cum se făcea de când lumea acasă. Sau cu la prinzare, stână, cu pânza aia și cu tot ce e acolo. Ăla e un produs tradițional. Mierea de albine. Un produs tradițional la noi la Bucium. Produsele din carne. Tot ce se produce. Așa cum erau ele pe vremuri. Exact cum... Dar, sigur, sunt și alții care, din păcate, am văzut și eu și am gustat și eu din așa zisele produse tradiționale care m-au dezamăgit. Spline de euri. Domnule Taba. Acum, eu nu știu cum sunt definite produsele astea tradiționale. Vă spun eu pe scurt. Sunt înregistrate la Ministerul Agriculturii după ce au fost verificate. Ele trebuie să fie însoțite de o poveste care să se întoarcă în timp undeva la vreo 30-40 de ani. Problema este că, după ce au fost înregistrate, cei care le produc vin cu tirul, cum spunea domn Bujiță de la Direcția Agricolă în urmă cu câteva luni, și vând într-o piață 20 de tone de, nu știu, colaci tradițional. Păi cum produce de pe azi pe mâine 20 de tone de colaci într-un tir? E absurd, adică nu cred că e,
tradițional. Și acum vor să le verifice, să vadă dacă într-adevăr se respectă acele. Scuze că interrom, am uitat să vă spun despre pâinea tradițională. Am și filmat-o. Deci, sunt produse laptele de vacă, deci, sau de bivol. La mulți de acolo, ăla e tradițional. Poți face brânză. Exact, poți să spui că e tradițional. De asta zic, că poate că ar fi mai... Sigur, nu cer acum să schimb legea, dar probabil că ar fi mai bine să fie denumite niște produse ecologice, că acum pot să fie tradiționale și să aibă niște rețete în care conțin tot felul de minuni. E tradițional. Da, se făcea așa cum 60 de ani, să lași, poate. Se făcea, nu știu cum, cine știe ce puneau acolo, care acum s-a descoperit că e toxic și el spune, dar este tradițional. Mai corespunde normelor europene. Da, că... Este tradițional, nu? Da, este tradițional. Deci poate că ar fi mai bine să fie ecologice decât chestiunea asta cu tradițional. Să fie sănătoase, în primul rând. Bun, asta este cel mai important. Timpul trece foarte repede. Știu că sunteți mari pasionați de sport. Acum o întrebare, nu știu, pesimistă, optimistă, cum să încheiem emisiunea în această seară? Oricum nu vorbim despre afaceri, să sperăm că le vor merge bine. Păreri despre meciul cu Grecia, că am promis de la începutul emisiunii că vom vorbi și despre mare dezamăgire. Păi eu vreau să răspund cu o întrebare și ascult. Care meci? Acum l-a spus primar, poate știe dânsul care meci. Meci de volei sigur n-a fost, de handball. Sigur, este o dezamăgire națională ce s-a întâmplat în acest baraj de calificare, cu toate că mulți spun, domnule, obiectivul a fost îndeplinit, da? Calificarea la baraj, sau, mă rog, alții ar spune, sau n-a fost un obiectiv, obiectivul antrenorului și așa mai departe e calificarea la Euro 2014. Mă rog, una peste alta a fost un meci urât sau două meciuri urâte, din păcate nu ne-am calificat, s-au calificat cei mai buni, să le urăm succes acolo la Mondial. Ați fost elegant, domnule primar. Bun, dar ceva nu funcționează, domnule Tamba, cred eu, deși nu sunt specialist în fotbal. Foarte multe nu funcționează, foarte multe nu funcționează și numai... Bun, dar nici în fotbal nu mai funcționează, măcar în fotbal. La sportul de aseară, la care noi zicem cam fotbal, așa zicem, cel puțin din punct de vedere naționale, noastre, așa zisul fotbal, nu se prea joacă nicăieri. Acel sport care e fotbalul adevărat, uitați-vă în campionatul Germaniei, în campionatul Angliei, în campionatul Italiei, Franței și acolo să vedeți cum se practică acest sport, care este un sport de echipă. Ce am jucat noi aseară, jucam și eu acum vreo 40 de ani în curtea școlii. Luam mingea, aleveam până în poartă. După aceea lua colegul, alerga și el până în poartă. Lua ălălaltul și alerga și el până la poartă. Sau încerca. Cam așa am jucat noi. Fiecare pe cont propriu. N-a fost o echipă. N-am calificat de tare. N-am avut o echipă aseară. N-a fost echipă, din păcate. Bun, primar. Sigur, mergând un pic mai departe, îmi place fotbalul, dar în general fotbalul. Acum sunt legat mai tare un pic de echipa pe care avem noi. Asta vreau să acolo. Suntem angrenați în Liga 5 deocamdată. E un... O performanță, spun eu, că am reușit să înființăm această echipă la nivel de comună după 24 de ani. Echipa se mișcă bine, băieții își fac bine treaba, suntem pe locul 2. Avem și niște foste glorii ale sportului din Sălaj. Avem și niște foste glorii pe care le felicit că în continuare joacă la un nivel cât de cât ridicat și joacă bine fotbal. E vorba de, pot să-i numesc Pășcuță Grigore, care a jucat la Armătura o grămadă de... Am. Jucător bun, din câte știu eu. Jucător bun, jucător valoros. Am scris un articol chiar despre el. La 54 de ani, cum se prezintă și cum arată, fizic, dacă îl întâlnești pe stradă, nu o să spui niciodată care e 54 de ani, total. Plus cât cum joacă în teren, cum se prezintă în teren. Un devotament total, o dăruire totală. Un exemplu pentru cei tineri. Chiar un exemplu pentru cei tineri. Mai avem și alții, Aurel Ciupe, Dan Lucaciu, deci la vârstă destul de înaintată, dar știu meseria asta, cunosc bine fenomenul ăsta și ajută pe cei tineri din echipă care cresc încet, încet și se văd rezultatele, deci apar rezultatele. Îi felicit! Punem punct emisiunii din această seară, ne-au rămas niște teme de discutat, timpul a trecut foarte repede, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiunea noastră la Sălăjeanul TV, vă mai așteptăm și cu alte ocazii, să auzim de bine și în afaceri și în fotbal, în ambele avem nevoie de mult succes și de multă muncă, văd că suferim și în afaceri și în fotbal și în alte domenii, poate că odată și odată vom avea de câștigat. Speram să vină vremuri mai bune. Mulțumesc tare mult încă o dată. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit și în această seară. O noapte liniștită tuturor. La revedere!